Despre votarea proiectelor cheie aș vrea să discutăm în continuare. Sunt două situații, nu știu cum să le spun, pensionate între PNL și USR Plus, la primăria sectorului 1, acolo unde vedem că se tot încearcă să se voteze bugetul, dar și la primăria Iași. Mai devreme, de joi, chiar vineri, am văzut acele discuții aprinse între actualul primar și reprezentanții USR Plus. Cum se tratează la nivel central toate aceste probleme? Am dat exemple două, între PNL și USR Plus. A fost un caz, n-aș spune similar, dar opinii divergente, inclusiv în Timiș. Eu sunt senator de Timiș, iar opinia referitoare la carantinare, țineți minte că a Corect, da. născut polemică între PNL și USR, între Alin Mica și Dominic Fritz, care și-a dorit în continuare carantinarea Timișoarei, sunt și sunt inerente și vor fi, pentru că nu suntem un singur partid, nu suntem o singură entitate. Fiecare partid își face propria evaluare în funcție de propriile promisiuni făcute în campania pentru alegerile locale, în funcție de proiectele prioritare pe care le are. Poate un edil, vă dau exemplu sectorului 1, are prioritățile domniei sale. Doamna Clotilde Armand are niște priorități cu care USR-ul și Plusul au susținut-o în campanie. Dar prioritățile de dezvoltare a sectorului 1 pentru PNL e posibil să nu se suprapună în totalitate. Și Și PNL a atunci, susținut-o în campanie, că de a acord, fost un candidat susținut de trei și partide, n-ar până fi la urmă. ieșit fără susținerea Partidului Național Liberal. Ori acum lucrurile vedem că diferă oarecum. Dacă în Depinde. campanie vedeam o unitate la sectorul 1, acum mai degrabă o dezbinare Va între depinde partide. foarte mult de tactul, abilitatea, diplomația fiecărei tabere ca să ajungă la numitorul comun. Eu Dar s-a știu că nu discutat e la nivel ușor. central pe tema asta? În ședința biroului executiv, nu s-a discutat. Există însă un apel făcut de Biroul Executiv Național către fiecare organizație județeană să încerce să rezolve cu tact, și când spun cu tact, fără scandal în presă, fără invective, fără polemică accentuată, să rezolve toate aceste probleme. Sigur că dacă nu vor reuși și nu vor reuși, o mediere în coaliție va fi sănătoasă. Asta e practica, instituțional așa funcționăm. Nu te înțelegi în organizațiile județene, atunci discuția o vei muta în ultimă fază la liderii coaliției, care vor avea echilibru, sunt convinsă, astfel încât să imprime o direcție corectă pentru cele două viziuni divergente.